Apar noi declarații cutremurătoare despre tragedia de sâmbătă. Nimeni nu m-a ascultat, toată lumea spunea, am ars fetele sus, nimeni nu m-a ascultat. Țipam după toată lumea, nimeni nu m-a ascultat. Șeful nu l-am văzut umblat disperat de colo-colo. Ce să-i spun, a fost vina mea. Cât te-am întrebat, eu nu știam, nu știam nimic, că fetele sunt sus, asta e tot ce știam. Ei, ce mai știai altceva? Știam că sunt sus. Știam că sunt sus și am țipat după toată lumea să le scoată afară, nimeni nu ne-a băgat în seamă. Treceau pompierii, toată lumea trecea pe lângă noi. Toată lumea, nimeni n-a făcut nimic, n-au făcut nimic. Fum, ați văzut fumul? Noi eram în bucătărie, noi n-am văzut nimic, cum am ieșit pe sală, a venit fumul de pe sală, de sus, direct în bucătărie. Înțeleg că bucătăria era la parter. Da. Și fumul a venit de sus? Da. Ți-au auzit țipete, strigăte? N-am auzit nimic, nu știu. A fost panică? A fost, da. V-ați îngustit? Cum a fost? Povestiți-ne. Vă rog frumos, chiar nu mai vreau să-mi aduc aminte, nu. Vreau să mă înțelegeți. Vă dați seama că n-ai cum să mai dormi. Nu poți să te odihnești când ai văzut și știi și chiar n-ai cum. Eu nu, dar colegele mele, da. Le-au auzit strigând? Da. În urma anchetei efectuate la restaurantul libanez, s-a constatat că ultimul control al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea a avut loc în urmă cu 4 ani. Reprezentanții ISU au recunoscut că inspecția o fac odată la 5 ani din cauza lipsei de personal. În plus, se pare că patronul localului nu și-a mai înnoit autorizația de funcționare pentru 2014, documentație ce ar fi trebuit depusă până la sfârșitul lunii martie. Nu am reușit să găsim niciun act de autoritate emis de către instituția noastră referitor la niciuna dintre firmele care își desfășurau și își desfășoară activitatea în locația respectivă. Obligația revine patronului, respectivului care administrează acea firmă să întocmească un plan de măsuri în conformitate cu neregulile pe care le-am găsit noi și să ne comunice modul în care au fost soluționate. Firma respectivă a funcționat autorizat până la data de 31 decembrie 2013. După această dată, deci de la 1 ianuarie până la data de 31 martie 2014, conform regulamentului de autorizare al primăriei Constanța, toți agenții comerciali vin să se autorizeze sau să se reautorizeze, după caz. Din acest motiv, corpul de control nu desfășoară acțiuni de control pe autorizația de funcționare decât după această perioadă sau dacă în această perioadă dacă există sesizări. În cazul de față nu există sesizări. Reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă declarau în urmă cu 2 zile că cele 3 fete nu dețineau contracte de muncă și lucrau practic ilegal în restaurant și nu erau singurele. Am constatat că o singură persoană avea un contract de muncă activ la o întreprindere individuală. 2 dintre cele 4 persoane aveau contractele de muncă încetate încă din luna septembrie 2013, dar la alte societăți, nu la societatea care ar deține sau ar avea în proprietate această unitate de alimentație publică, iar o persoană născută în 1994 nu figurează deloc în Rebisal, deci nu a avut niciodată contract de muncă. George Caram, proprietarul restaurantului libanez din centrul Constanței, a fost amendat cu 80.000 de lei de inspectorii de muncă. Dosarul în care se fac cercetări pentru ucidere din culpă și vătămare corporală în cazul incendiului a fost preluat de procurorii parchetului instanței supreme.